V-a plăcut? Ți-a plăcut? De fiecare dată ne distrăm foarte tare când punem pe mașină să facă cu beculețe, dar astăzi avem ceva și mai tare, pentru că acasă ne-am instalat Twinkly. Bine, asta era în camera lui Ari, pentru că eu am cumpărat Twinkly progresiv în ultimii ani, am investit destul de mult în ele, pentru că, așa cum v-am mai spus, cu cât sunt mai multe LED-uri, cu atât mai mulți pixeli. Și dacă ai mai mulți pixeli, poți să faci chestii de felul ăsta. Și ca să vă fac o demonstrație despre ce este în stare să facă Twinkly, o să o las pe Ari să vă arate chestiile pe care ea le-a făcut în ultimele zile, pentru că mi le-a scos din cont și le-a preluat ea. Jezi. Hai să scrii Jezi. Scrii cu litere mari. Și în timp ce scrie, deja se vede acolo. Dar acum trebuie să le așezăm, să le organizăm așa și mai jos. Și să-i dăm un pic de zoom. Așa și le mai... Nu, dai zoom și pe ele mai miștoate. De-aia v-am zis că vă trebuie cât mai mulți pixeli, pentru că dacă vrei să scrii sau vrei să faci chestii, cam la pixel se rezumă totul. Fiecare LED este un pixel. Uite că am scris Jezi și cu albastru. Se vede și mai bine când stingem toate luminile seara, însă cel mai bine dintre toate, părerea mea, este că se vede Renu. Jezi. Hai să le arătăm Renu. Da, asta e chestia cea mai tare. Toată noaptea la noi, bine, până spre miezul nopții, merge Renu și eu mai pun o boxă de exterior cu puțină muzică de Crăciun. Dacă cumva stăți în trecere pe la noi, o să vedeți Renul și o să... sau inimioare. În noaptea de anul nou o să ieșim aici și o să punem contorul de la 10 la... 0. Și ia uite, ce curge aici? Ce cade? Emoji, ce crezi că sunt? Ăștia sunt emoji. Ce vedeți aici nu este un singur kit de lumini, sunt numai puțin de 3, pe care eu împreună cu Ari, tot așa într-o noapte cu aburi, le-am asamblat și le-am prins acolo sus, le-am alimentat undeva și toate 3 împreună acum funcționează ca un tot comun după ce le-am mapat din aplicație. Aplicația de la Twinkly are un scor foarte bun pentru că pur și simplu funcționează, poți să împerechezi mai multe lumini și să le faci să funcționeze împreună, fără nicio întârziere, ceea ce este spectaculos pentru niște corpuri de iluminat inteligente, chiar și în 2023. Da, dacă o recunoașteți, asta este? Marilyn Monroe. Bine, este Marilyn în 8-bit. Există un motiv pentru care LED-urile acestea inteligente sunt prea scumpe, chiar și din punctul meu de vedere. Sunt prea scumpe, chiar oricât de mult mă pasionează pe mine beculețele, da, sunt prea scumpe. Însă e greu, spre imposibil, să găsești o soluție pe care să o cumperi de pe raft sau dintr-un magazin online, care să vină cu LED-uri controlabile individual. Fiecare LED de aici poate funcționa separat. Celelalte ghirlande, cum este cea de acolo, spre exemplu, pot să aprindă o scenă. Toate pot să facă același lucru sau pot să aibă câteva chestii preînregistrate în care să fluctueze, să schimbe culori, dar cam atât. Să facă chestii deștepte cu texte, să scrii Jezi. Am prieteni care au scris la mulți ani bunicilor lor și așa mai departe, să pui cu tot felul de culori și de scene de felul ăsta, e mare lucru. Și doar începutul. Nu este singura soluție, acestea sunt curtain, le găsiți și la noi, dar există și ghirlande, există și stripes. Spritz. Și spritz, nu stripes. Spritz. Sprites. Nu știu cum este. Nu contează. Sunt de toate felurile. Și inclusiv cele pentru blad, ghirlanda de brad este foarte tare. Avem una din aia, v-am arătat-o într-un clip, cred că anul trecut, nu? Dacă nu greșesc. Și toate aceste lumini pot veni și cu un accesoriu suplimentar. Dacă vă uitați la noi pe site, o să vedeți că este un stick care costă și la niște bani, dar pe care dacă îl bagi în apropierea luminilor sau undeva lângă o sursă de muzică, va prelua muzica și o să schimbe luminile după muzică. Tare, nu? Ăla urmează să-l achiziționez și eu. Aștept o reducere. Trebuie să-mi dau un cod de reducere de pe site. Vorbesc cu Ioana. Na, așa că eu, Ari și cu Jezi și cu Iara, așa se numește mașina noastră, ne bucurăm că ați fost la spectacolul nostru de lumini. Dar mai avem. Dacă mai ești încă aici, hai să ne mai distrăm puțin cu beculețe, pentru că eu mai am sute de beculețe. Și hai să ți le arăt, pentru că dacă vrem să le vedem, totuși trebuie să sting becul cel mai mare.
Vine și el, e făcut din niște multe zeci de LED-uri și lampa pe care o vezi acolo este responsabilă de lumina mea de lucru atunci când am treabă afară după apusul soarelui. Iar acum, în sezonul rece, după cum știm, vine întunericul prea devreme. Hey Siri, turn off garden main light. Pentru pasionații de tehnologie, chestia asta nu e mare lucru. Pentru cei care n-au mai văzut lumina prinsă și simțe comandă vocală, de asemenea s-ar putea să nu fie chiar o surpriză. Dar dacă îți spun că lampa aia de acolo funcționează pe Dali, se conectează în spate într-un bridge de KNX, KNX-ul stă de vorbă printr-un Wiser cu un modul EasyCon pentru comenzi vocale și după aceea am băgat în HomeKit ca să pot folosi Siri. Magic! Împreună cu băieții de la Green Electric fac foarte multe chestii, dar unele le mai fac și singur, pentru că nu doar magia din KNX este aici în curtea asta, mai sunt și tot felul de zone unde luminile se aprind de capul lor cu tot felul de sisteme de siguranță. Spre exemplu, am anumite camere care se și aprind și trimit notificări atunci când treci pe lângă ele. Am mai multe sisteme suprapuse pentru că nu se știe niciodată când sper să nu ai nevoie de ele. Dar acum vreau să-ți arăt beculețe de iarnă. Și dacă tot am ajuns aici, hai să vă arăt un pic încă o ghirlandă, pe care, dacă o vezi așa fain frumos acolo, asta este o ghirlandă de exterior. Este cea mai lungă pe care am găsit-o. Este cu vreo 600 de LED-uri, cu un alimentator sănătos de exterior, pe care l-am ascuns undeva acolo în gospodăria de apă și l-am pus într-o priză programabilă. Prizele programabile sunt mai ieftine ca niciodată. Avem și noi pe gb.ro prize programabile. Programează-le de la apus la răsărit sau eu, spre exemplu, prefer să le programez de la apus până spre ora 23 de cele mai multe ori ca să mai fac economie de energie, nu că LED-urile astea ar consuma prea mult. Dar v-am arătat LED-urile astea care nu sunt deloc inteligente, dar le-am făcut eu inteligente cu o priză programabilă. Însă acolo în spate am așa ceva. Mă joc de ani de zile cu becurile de la Hue și îmi plac în continuare. Nu le vindem pe gb.ro, că v-am spus mai devreme de Twinkly, dar nu contează pentru că sunt foarte faine. Și dacă le vedeți pe cele de acolo din spate, alea suportă orice fel de scenă. Acum, spre exemplu, o să-i dau să arate ca niște flori. Sau pot să pun să fie mai luminoase. Sau, stai că mai am aici, că mi-am făcut eu tot fel. Eu te vezi câte scene am? Deci, eu și cu Ariana ne distrăm în fiecare seară. Ia, uite. Trick or treat. Cool, nu? Și ce-mi place mie la becurile de la Hue este că sunt controlabile și pe culori. Există variante doar pe alb, alb mai rece, alb mai cald, dar există și variante cu lumină albă și culori. Iar pe lângă partea de culori mai pot fi reglate și pe intensitate și sunt și inteligente și va trebui să le folosești cu un bridge. Mare atenție că mulți oameni se păcălesc când își cumpără ceva de la Hue, trebuie neapărat bridge-ul. Bridge-ul costă niște bani, becurile costă niște bani și va trebui să le împerechezi împreună. Trebuie să ai un pic de habar. Însă, odată ce le setezi, după cum ai văzut, avem și magie. În plus, becurile pe care le vedeți acolo funcționează și cu un senzor de mișcare pe care l-am pus când mă apropii, spre exemplu, de zona respectivă să nu mai ating nimic. Îmi place că atunci când ajung undeva să aprindă lumina, de parcă cineva m-ar aștepta. E drăguț, nu? Să te aștepte cineva așa. Însă, mai recent au apărut niște lumini care mi-au atras atenția în mod deosebit. Poate ai auzit și tu de acele lilii. Le-am văzut prima oară pe Amazon, după aia au început să apară și prin Altex, eu am prins ceva de Black Friday, am dat totuși destul de mulți bani pe ele și mare atenție, mulți oameni care își cumpără becurile pe care o să ți le arăt, își dau seama abia după aceea că îi trebuie neapărat un Bridge Hue. Conexiunea de la internet la becurile astea inteligente de la Hue se face printr-un bridge. Este o cutiuță care emite semnal Zigbee, pentru că becurile se conectează prin Zigbee. Așa arată spoturile acestea de grădină pe care le-am pus temporar aici ca să le testez. Caut un loc pentru unde vreau să le așez. Vin în pachet cu niște țepușe, dar și niște prinderi care pot fi făcute definitive. Le poți orienta în sus, în jos și așa mai departe. Recomandarea mea este niciodată să nu le orientezi în sus decât dacă le pui sub un copac. Pentru că ele pot fi destul de puternice. Tu le vezi în momentul ăsta la mine pe lumină de noapte, dar pot fi și așa ceva. Pot fi destul de luminoase și nu ai vrea să deranjezi fauna pe timp de noapte. Sau poți să le faci așa. Pot fi destul de luminoase. Așadar, chestiile astea inteligente pot fi și obiecte de iluminat. Dar ar fi cam scumpe să faci doar chestia asta cu ele, pentru că există suficiente obiecte de iluminat pentru a acoperi zone de trecere. Încă o dată, avem chiar și noi, am selectat niște lumini de genul ăsta cu LED care se pot aprinde automat atunci când treci tu prin zonă. Astea sunt mai degrabă pentru un fel de iluminat arhitectural sau pentru a ilumina vegetație sau pur și simplu ca să te joci cu ele, pentru că și ele știu să facă. Uite, am pus eu aici o scenă, asta este Narcisa.
sau Osaka și așa mai departe. Și toate beculețele astea, toate culorile pe care le vezi sunt și dinamice. Există aplicații, terță parte, să le zicem așa, prin care toate becurile astea și cele cu socul E27 și spoturile de felul ăsta, tot ecosistemul Hue poate funcționa cu aplicații care arată, uite așa, poți să pui tot felul de scene și pot urmări inclusiv muzica. Dacă îți pui o boxă cu muzică, poți ca becurile astea să le faci să urmărească muzica și să creezi o ambianță și mai plăcută, mai ales dacă ai o petrecere în grădină. Lucru pe care eu mi-l doresc foarte tare. Îmi doresc o petrecere în grădină. Cred că o merit. Eu încă amând de un an și jumătate o petrecere de aniversare de 40 de ani, că s-a întâmplat în pandemie. Glumă cringe, știu. Bun, și acum, hai să vă mai arăt totuși câteva beculețe, pentru că mai am. Asta pe care o să le arăt, însă nu sunt conectate, dar sunt și ele deștepte, pentru că se încarcă din mici panouri fotovoltaice. Sunt convins că le-ai mai văzut, eu am ales unele de exterior. Ne jucăm cu ele? Hai! Pot să pun lumini unde vreau eu. Mi-am pus lumini care să bată la masă, mi-am pus lumină aici care să-mi bată la chiuvetă. Vrei să vezi? E fiedent. Bam! Am aici senzorul care aprinde becurile când vin la compostor. Deci, uite și tu câtă lumină. E clar că mă pasionează beculețele, nu? Și mai avem, pentru că aici sunt restul de beculețe pe care încă nu le-am montat. Am lăsat asta pentru filmare ca să vă arăt totuși și cum recomand eu să le păstrezi atunci când nu le folosești. La sfârșitul sezonului, beculețele acestea, mai ales cele de exterior, trebuie servisate. Iar eu le-am servisat pe ale mele în primăvară când le-am scos din folosință. Și am descoperit câteva lucruri. Producătorii care fac, chiar dacă fac astfel de beculețe care rezistă la exterior, nu pun în ele cele mai bune acumulatori. Și atunci, recomandarea mea este să schimbi tu acumulatorii de 800 de mAh cu unii de 2100. Există acumulatori de exterior de 2100. De la mai mulți producători, nu contează, toată lumea cumpără cam în același loc. După care știi ce am făcut? Am scris aici, martie 2022, schimbat acumulator Varta 2100, hidroide de nichel. Și am pus un acumulator de la Varta de 2100, care știu că va merge la exterior. Iar acest corp de iluminat, așa cum îl vedeți, arată ca nou, deși îl folosesc deja în al treilea sau al patrulea sezon chiar. Cred că e deja în al patrulea an. Deci putem să le avem mai mult de un an, chiar și dacă stau la exterior, cu siguranță. Pentru că ele au acest panou solar și se vor încărca în timpul zilei. Nu au nevoie de foarte mult soare, dar eu le-am încărcat înainte să le pun aici și, uite, spre exemplu, dacă fac așa, se vor aprinde. Și pot să le pun și pe intermitent. Dar acum se sting pentru că au un senzor de lumină. Drăguț, nu? Uite, aceeași poveste, alte beculețe. Și aici, schimbat acumulator. Și mai multe beculețe. Iar acestea o să le ducem în grădină la seara cea nouă. Da, din categoria așa nu. Astea sunt niște beculețe, spre exemplu. Astea sunt alea oare pe care nu le-am putut salva. Mai aveam unele. Când le-am cumpărat, scria pe ele că pot fi folosite și la exterior, în realitate însă n-au mai mers. E valabil și în acest caz vorba aia că atâta cât dai, atâta fac. Astea au fost cele mai ieftine. Au rezistat cu greu un sezon. Le repar tu? De obicei nu becurile se strică, ce asta? Păi bineînțeles, dar am avut și zone unde LED-urile n-au mai mers. Cutiuțele astea, da. Ai chef să le repar tu? Ți le donez. Îți dau o cutiuță de aia. Am cam 50 de metri de luminiță acasă. 50 de metri de luminiță? Pentru interior. Radu, tu ai mai multe luminițe ca mine? De alea, licurici foarte mici. Radu, tu vrei să mă provoci cu luminițele tale? Vrei să spui că ai și tu beculețe? Yes. Nu mai bine ni le arăți? Bine fie.
Bravo, Radu. Bravo, sunt mândru de tine. Există un motiv pentru care noi lucrăm împreună. Ne asemănăm chiar și la lucruri pe care nu le bănuim. Noi descoperim încă după atâția ani pasiuni comune. Pentru cei care au mai urmărit live-urile de pe Crypto Vineri, pot să fac și chestia asta. Nano, Leaf. Ia uite, s-au aprins. Bine, acum sunt la 8%, să le facem mai luminoase un pic. Ia uite. Avem și nanolifuri. Mai am ceva panouri nanolif luate din comanda aia mare atunci când am făcut GB de pe perete. Încă după atâția ani nu am reușit să ne facem timp să le punem pe toate. Dar mai avem destul de multe. Și dacă ne vei surprinde plăcut cu ideile tale de decorare, cu beculețele pe care le ai deja, poate îți facem cadou și noi un kit de iluminat. O să te surprindem. Ori o să fie Twinkly, ori o să fie nanolif, ori o să fie altceva. Dacă ne trimiți în comentarii sau prin contact@rombuhnici.ro setup-ul tău de sărbători și ne impresionezi, s-ar putea ca împreună cu cei de la gb.ro să-ți facem o surpriză. Cum ar fi? Hai să le arătăm tuturor pasiunea noastră pentru beculețe și zilele acestea îți promit că le voi share-ui pe cele mai bune și pe Instagram-ul și TikTok-ul meu. De acord? Te bagi? Bun, beculețe, am promis, hai! Am mai găsit o rolă de LED-uri, nu mai punem? Nu mai e loc pe acolo? Ba da, le punem în brad. Exact. Acum... Tu mi-ai spus 5 chestii pe care trebuie să le facem în șatăra. Da, eu v-am spus, eu beculețe încă mai am. Dacă vă duce și mai aveți cu... Un pic prea multe. Dacă până și copiii spun că am prea multe... Ai o cutie întreagă. Da, așa este, am o cutie întreagă. Ce, nu-ți convine? Îți cam place și ție cu beculețe. Da, nu știu unde le pun. Astea le punem în alun, ca așa am zis. Hai, tu ține astea. Spiritul Crăciunului trăiește. Arată mult mai bine pe întuneric cu beculețe de Crăciun, pentru că înăuntru sunt materiale de construcție în loc să fie ficuși. Deocamdată. Arată drăguț și seara. Am pus beculețe și aici. Ne-am distrat? Bate palma! Crăciun fericit tuturor și nu uitați să ne trimiteți pe contact@rombuhnici.ro sau la comentarii link-uri, dacă puteți, prin care să ne arătați chestiile interesante pe care voi le-ați făcut cu beculețe. Și vă premiem! Îi premiem? Vă premiem! Încă o dată sărbători fericite și la mulți ani! Numai bine!